Bună seara, sunt Valeria Capra și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Încă două spitale din Chișinău vor fi reprofilate și vor trata pacienții COVID din cauza numărului mare de infectări. În contextul în care tarifele la carburanți cresc în fiecare zi, transportatorii auto amenință cu proteste dacă prețurile pentru călătorii nu se vor majora. Procurorul general lansează mai multe acuzații în adresa guvernării și spune că este victima unei campanii de denigrare puse la cale de PAS și mai multe ONG-uri. O anchetă numită Dosarele Pandora, la care au colaborat sute de jurnaliști, dezvăluie averile secrete și afacerile unor lideri politici cunoscuți la nivel internațional, printre care și Vlad Plahotniuc. Vedeți detalii la știri. Cu alte peste 1000 de cazuri de COVID înregistrate într-o zi, spitalele din Chișinău au ajuns la limită. Cifra crește constant, iar autoritățile se văd nevoite să activeze alte două instituții medicale pentru a face față valului de îmbolnăviri. La Moldexpo, de exemplu, mai sunt doar 3 locuri libere la reanimare, iar mai bine de jumătate din paturile pentru pacienții confirmați sunt ocupate. Andrei este medic de gardă, iar tura a început de dimineață. La amiază a fost un punct fierbinte pentru că locurile erau toate ocupate, însă s-au mai eliberat câteva pe parcursul zilei. Este pur. Pe parcursul zilei putem să ajungem să nu fie locuri de fel. Pe periodic pacienții se externează, în locul lor se internează alții suspecți sau confirmați. Mai ales la miezul zilei, în continuu, acest lucru are loc. În ambulanțe se aflau mai multe persoane, printre care și acest bărbat care și-a petrecut o noapte la Moldexpo. Nu a reușit să doarmă din cauza atmosferei, spune el. Nu e nici baie, un singur liceu la etaj întreg, adică și gardă lumină și o gălăgie de la ventilatoare, de la nu știu ce acolo. Cele două ambulanțe urmau să transporte la Spitalul Ministerului Sănătății câteva persoane confirmate pozitiv și astfel sunt eliberate câteva paturi. Una dintre ele pleacă în aceste momente cu pacienți care urmează să fie transferați în alte spitale. În acest bloc nu este niciun loc liber la terapie intensivă, iar în blocul numărul 1, care se află în spate, au mai rămas doar 3 paturi libere. În terapie intensivă, în bloc spitalicesc numărul 1, avem 27 pacienți, 3 locuri liberi. Sigur că este și pacienți gravi, este pacienți și mediu. Da, vedeți că noi ne avem constante. Pentru că locurile în instituțiile medicale sunt limitate, autoritățile de la primărie au anunțat că urmează să fie activat un bloc la Spitalul Sfânta Treime, unde vor fi cel puțin 30 de paturi la terapie intensivă. Pregătim aceste spații, asta nu înseamnă că vor fi activate de azi sau de mâine, dar la momentul când vom avea această presiune, vom activa și Sfânta Treime și vom activa unicul spital care mai rămâne, Spitalul Gheorghe Palade. În prezent, în instituțiile medicale din țară sunt internați peste 1900 de pacienți, dintre care 172 se află în stare extrem de gravă și sunt spitalizați în secțiile de terapie intensivă. Transportatorii auto cer majorarea tarifului la călătorii și anunță proteste în cazul în care nu vor fi auziți. Aceștia se plâng că fac față cu greu cheltuielilor în contextul în care prețurile la carburanți cresc în fiecare zi și spun că au expediat un demers în acest sens către Ministerul Infrastructurii. Responsabilii de la guvern spun că au primit cererea și urmează să o examineze, în timp ce ANRE a afișat și astăzi prețuri mai mari la carburanți. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, afirmă că, deși scumpiri la motorină au loc în fiecare zi, tariful pentru un bilet de călătorie rămâne neschimbat. Acum 2 ani a fost stabilit un preț de 60 de bani per kilometru, iar de atunci, în ciuda insistențelor transportatorilor, acesta nu s-a modificat. Transportatorii spun că le-a ajuns cuțitul la os și cer ca tariful să fie dublat. Noi am solicitat ca ministerul, așa cum este prevăzut de legislație, să efectueze calculele și să aprobe tariful. Tariful de atunci, din 2019, trebuia să fie 75 de bani. Calculele noastre atunci arătau peste 90 de bani, iar acum ele arată peste 1 leu la kilometru. Oleg Alexa mai spune că din cauza cheltuielilor prea mari, mai mult de 20% din curse au fost sistate. Dacă nu vor fi auziți, transportatorii afirmă că vor ieși în stradă. Experiența perioadelor precedente ne face să nu excludem eventuale proteste.
Astăzi, Andrei a afișat noi prețuri la carburanți. Motorina s-a scumpit cu încă 7 bani și costă 17 lei și 55 de bani, iar benzina cu 4 bani și costă acum 20 de lei și 75 de bani. Procurorul general se plânge că este victima unei campanii de denigrare puse la cale de PAS și mai multe ONG-uri cu ajutorul fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Alexandru Stoianoglu susține că a aflat despre asta după ce telefonul lui Morar a fost decodat de către Europol, iar acolo au fost găsite discuții care ar demonstra acest lucru. Reprezentanții PAS au negat acuzațiile, iar alții care au fost vizați s-au abținut să le comenteze. Imediat după investirea noii guvernări PAS, a fost anunțat război corupției. Prima, principală și unică țintă în acest război contra corupție, am devenit chiar eu. Procurorul general și-a început discursul acuzând guvernarea că ar fi pus la cale o campanie de denigrare a imaginii sale pentru a-l înlătura din funcție. Este rezultatul unui scenariu punctual pus la cale cu implicarea directă a unor grupări criminale, politicieni, printre o rețea de ONG-uri și experți independenți în ghilimele, dar și reprezentanța mass media la fel de independență în ghilimele. Alexandru Stoianoglu susține că principala sursă de informații pentru reprezentanții puterii în această campanie ar fi fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. Procurorul general spune că ar fi aflat despre asta după ce împreună cu experții Europol au decodat și descifrat mai multe mesaje de pe unul din telefoanele lui Morar. Tot de acolo, Stoianoglu ar fi aflat și despre o corespondență permanentă cu Peter Mihalco, fostul ambasador al Uniunii Europene la Chișinău. Viorel Morar raporta orice mișcare și l-aproviziona din plin cu materialele de uz intern, este procesuale, în interesele acte procesuale, în interesele sale și împotriva procurorului general. Am solicitat un comentariu de la reprezentanții delegației Uniunii Europene de la Chișinău, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Reprezentanții PAS au venit cu replici pe Facebook la acuzațiile lui Stoianoglu. Unii au spus că în cadrul briefingului de astăzi se așteptau să se anunțe demisia de onoare a procurorului general, iar ministrul Justiției a spus că acesta ar fi depășit limitele. Stoianoglu a trecut o linie roșie folosind funcția pe care o deține în interes propriu și acesta este un caz de corupție și trafic de influență calificat. A scris Sergiu Litvinenko precizând că declarațiile de astăzi ale lui Stoianoglu sunt suficiente pentru cel puțin inițierea unei proceduri de disciplinare a acestuia. Responsabilii de la președinție ne-au spus că nu comentează declarațiile procurorului, iar fostul șef al Procuraturii Anticorupție nu a fost de găsit pentru o reacție. Peste 40 de șoferi au fost prinși beți la volan în acest weekend în plină derularea operațiunii Tulbure. Credeți că ați consumat? Am ia o bere, am băut. Nici nu o bere, dar un pahar. Asta două cănuți. Și un preot a fost tras pe dreapta, iar când să fie testat, și-a făcut cruce. Vedeți momentul imediat când revenim cu statistica poliției. Averile secrete și afacerile unor lideri politici cunoscuți la nivel internațional au fost dezvăluite într-o anchetă numită Dosarele Pandora, la care au colaborat circa 600 de jurnaliști. Aproximativ 35 de actuali sau foști lideri politici și peste 300 de funcționari publici figurează în documente obținute de la companii offshore. Sunt prezentate informații despre active deținute inclusiv de Vladimir Putin, Tony Blair sau Volodymyr Zelensky. O nouă anchetă la scară mondială face lumină în afacerile unora dintre cei mai bogați oameni ai lumii, afaceriști, oameni politici și șefi de stat. Aceasta a fost publicată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație. This is the Pandora Papers, because we think we're opening a box on a lot of things. We're looking at about 12 million documents from 14 different service providers. These are law firms, firms that set up secret offshore accounts for people in multiple jurisdictions. The British Virgin Islands, Belize, Samoa. These documents, for the very first time, is actually showing the US as a tax haven. O echipă de peste 600 de jurnaliști din 117 țări, inclusiv din Republica Moldova, au segregat și verificat datele, au cercetat dosare în instanțele de judecată și au analizat alte documente publice din 10 de țări. We have emails, passport copies, bank statements that show how presidents, kings, princesses, billionaires and criminals hide and move money. So it's a sort of two-tier system, one for the ordinary who play by the rules and another for the wealthy who
sometimes legally, sometimes not legally, essentially cheat. Ancheta, denumită Pandora Papers, a scos la iveală peste 29.000 de societăți offshore. Potrivit acestor documente, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a înființat cel puțin 30 de societăți offshore în țări sau teritorii cu fiscalitate avantajoasă. Fostul premier britanic Tony Blair și soția acestuia au beneficiat de reduceri notariale în valoare de $422,000 la achiziționarea unui imobil în Londra. Essentially what we're looking at is another world that has been artificially created so that people can take advantage, so get away from the rules of normal society. Documentele relevă legături între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și active secrete din Monaco, deși numele liderului de la Kremlin nu apare în documente. Apare însă Svetlana Grivonogih, cu care liderul de la Kremlin ar fi avut o relație și care i-a născut o fetiță. Когда мы нашли соцсети Елизаветы, то последние сомнения в том, кем друг другу приходились Владимир Путин и Светлана Кривоногих, отпали. Такого сходства мы не ожидали. Within months of giving birth to this girl, came into possession of a shell company which owned a pretty impressive apartment overlooking the Mediterranean in Monte Carlo. De asemenea, premierul Cehiei, Andreș Babiș, care va candida într-un scrutin săptămâna viitoare, pare să fie ascuns investiții prin companii offshore pentru cumpărarea a două vile în sudul Franței, cu o valoare estimată între 16 și 22 de milioane de dolari. Aseară, în timpul unei dezbateri, Andreș Babiș a negat că ar fi comis vreo ilegalitate. Nechte mi to říct, to je důležité. Pane premiér, ty peníze odešly z české banky, byly zdaněné, byly to moje peníze a vrátily se do české banky. Ancheta arată că președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și-a transferat activele deținute într-o companie secretă cu puțin timp înainte de a fi ales în funcție în 2019. În majoritatea țărilor, aceste fapte nu sunt pasibile de urmărire penală, însă în cazul liderilor sunt puse în balanță discursurile anticorupție susținute de unii dintre ei și plasamentele lor în paradisuri fiscale. Potrivit estimărilor, sumele ascunse în paradisuri fiscale pot ajunge la 32 de miliarde de dolari. Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație a devenit cunoscut la începutul lunii aprilie 2016, odată cu publicarea Panama Papers, o anchetă bazată pe aproximativ 11,5 milioane de documente ale unei firme de avocatură din Panama. Și numele lui Vlad Plahotniuc apare în ancheta Dosarele Pandora. Jurnaliștii de la Rise au analizat documentele ce-l vizează pe fostul lider PD și au aflat că acesta și-a creat o fabrică de companii offshore în Noua Zeelandă. Prin intermediul acesteia și-a ascuns cele mai mari tranzacții în care au fost implicate companii folosite în furtul miliardului și în laundromat. Numele lui Plahotniuc însă nu apare nicio tranzacție, acesta având în față intermediar, printre care și Andrian Candu. Avocatul fostului lider democrat a refuzat să comenteze dezvăluirile, iar Candu nu ne-a răspuns la telefon. Această scurgere de date pentru prima dată face lumină multă în tot ce înseamnă banii oligarhului Plahotniuc și firmele lui, însă și cum și-a clădit practic imperiul lui pe parcursul ultimelor 10 ani. Potrivit jurnaliștilor de la Rise, care fac referire la documente confidențiale din ancheta numită Dosarele Pandora, firma deschisă de Vlad Plahotniuc la sfârșitul anului 2011 în Noua Zeelandă se numește OTIV. Acestea fiind inițialele membrilor de familia lui Plahotniuc. Este vorba de fosta soție și cei doi fii ai lor. Domnul Plahotniuc a plătit tocmai 60.000 de euro pentru o întreținere anuală. Banii care vineau de la alte firme pe care le controla trustul, vineau la trust, iar din trust plecau la familia domnului Plahotniuc. Prima, cea mai importantă tranzacție vine pe conturile lui Plahotniuc de la o companie folosită în furtul miliardului și în laundromatul rusesc. Este vorba despre 3,4 milioane de dolari. La acel moment, Plahotniuc era deputat și prim vicepreședintele Parlamentului. În declarația de avere pentru 2011, fostul lider PD însă nu a menționat nimic despre afacerea din Noua Zeelandă, chiar dacă legea îl obligă să declare tot ce are. Jurnaliștii de la Rai scriu că Plahotniuc a folosit compania pentru a deține active în valoare de peste 100 de milioane de dolari, proveniența cărora nu este clară. Investigația prezintă persoanele care aveau roluri în firma lui și pe cele care l-au păzit în toată aventura sa prin paradisurile fiscale. Sunt persoane care ei îl sfătuiesc pe fondator, adică pe Plahotniuc. Ei acceptă cele mai mari tranzacții care se fac prin trust atunci când e vorba, în special în cazul ăsta de milioane de euro. În cazul ăsta era Cezara Salinski, un avocat elvețian, Adrian Candu. Contactat de ProTV, finul lui Vlad Plahotniuc, Adrian Candu, nu ne-a
răspuns la telefon pentru a comenta dezvăluirile făcute de Rise. Scurgerile de informații mai arată întreg lanțul de firme clonă a lui Vlad Plahotniuc și dezvăluie milioanele care s-au oprit pe conturile familiei Plahotniuc din Elveția și Letonia. Cele mai importante firme totuși erau aici, în Moldova, iar ce am observat noi că din Moldova practic plecau banii spre Cipru, din Cipru, treceau prin Noua Zeelandă la partea de documente. Tot ce ține de transferul de bani veneau pe conturile din Letonia și din Elveția. Avocatul lui Vlad Plahotniuc ne-a spus că nu cunoaște despre această firmă din Noua Zeelandă. Nu pot comenta dezvăluirea aceasta publicată, ori nu dețin informații vis-a-vis circunstanțele invocate în această. Cunoașteți unde se află domnul Plahotniuc? Nu. În iunie 2017, Plahotniuc și-a transferat cea mai importantă organizație a sa din Noua Zeelandă în Cipru, aceasta fiind lăsată pe mâinile avocaților ciprioți. Mutarea de pe o insulă pe alta a presupus și un transfer de documente originale. Astfel, curierii internaționali au adus din sud-vestul Oceanului Pacific în Cipru peste 40 de acte, printre care se regăsește un set de documente cu firmele din Olanda și un set cu extrase ale firmelor din Moldova. Plahotniuc și-ar fi schimbat locația companiei după scandalul Panama Papers, atunci când în Noua Zeelandă au intrat în vigoare mai multe reguli privind transparența. Vlad Plahotniuc a fugit din Moldova în 2019. El este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. În prezent, el s-ar afla în Cipru. Deși nicio persoană responsabilă de furtul miliardului așa și nu a ajuns după gratii, procurorul general se laudă cu acest dosar ca fiind cea mai mare realizare a sa. Stoianoglu afirmă că nu-i poate pedepsi pe vinovați, așa cum toți au fugit din țară. Acesta nu-și asumă nicio vină pentru faptul că Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova și spune că Șor și Plahotniuc nu sunt dați în căutare internațională pentru că abia se pregătesc cererile. Alexandru Stoianoglu susține că de când este procuror general a obținut cele mai mari realizări în dosarul furtului miliardului. Până la venirea mea la funcție, toată lumea a cunoscut că unul din beneficiarul principal a fost domnul Plahotniuc. Și numai atunci când am venit, noi am pus domnul Plahotniuc sub vinuire, am anunțat în căutare și acum urmărim și averea lui și facem multe, multe lucruri. Asta în condițiile în care au trecut deja 7 ani de când a avut loc marele jaf, dar nimeni nu stă în pușcărie pentru asta. Stoianoglu are și o explicație. Foarte simplu, eu explic asta. În primul rând, este evident că beneficiarii asta, 2-3 persoane, și persoanele astea, cu regret, nu sunt în țară. Întrebat de ce la 2 ani de când Vlad Plahotniuc și Ilan Șor au fugit din țară pe numele lor, așa și nu a fost emis un mandat de arestare internațional, procurorul general a spus că abia se pregătesc actele pentru a depune o cerere în acest sens la Interpol. Cât despre fuga lui Veaceslav Platon din Republica Moldova, care, deși figurează în mai multe dosare penale, nu a avut interdicții de circulație și a ieșit liber din țară, Stoianoglu a spus că nu și asumă responsabilitatea pentru asta. Eu nu văd vina procurorului de fuga de procuror. Dacă el și-a fugit, el a făcut rău numai pentru sine. Eu, în general, nu înțeleg de ce el a fugit. Anterior, mai mulți reprezentanți ai societății civile, dar și politicieni, l-au acuzat pe procurorul general că l-ar fi lăsat pe Platon să plece din țară, lucru negat de Stoianoglu. După ce a fugit în iulie din Moldova, instanța de judecată a cerut ca Platon să fie dat în căutare internațională, el fiind învinuit de escrocherie și spălare de bani. Dar Interpol încă nu a venit cu un răspuns în acest sens. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu este invitatul emisiunii În profunzime din această seară. Lorena Boxa va discuta cu el, printre altele, despre contractul cu Gazprom, care a fost prelungit pentru o lună și ce urmează după acest termen. Emisiunea începe imediat după știri și poate fi urmărită și pe site-ul protv.md. Tulburelul a dat de furcă multor șoferi din țară care au urcat la volan după mai multe pahare date peste cap. În 3 zile cât a durat operațiunea oamenilor legii, peste 40 de conducători au ajuns pe mâna poliției. Unii s-au jurat că nu au pus strop de băutură în gură, alții au refuzat să fie testați și s-au luat la harță cu agenții. Credeți că ați consumat? Am uia o bere, am băut. Nici nu o bere, dar un pahar. Asta două cănuți. Ce arată-și? Analizat. 73. Prins în stare de ebrietate la volan a fost și un preot. Acesta a fost dus la inspectorat ca să fie testat. Înainte de a sufla în aparatul drager, omul și-a făcut cruce. Ce?
Preotul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 0,78 de miligrami per litru, în condițiile în care norma admisibilă e de 0,15 miligrami per litru. A urcat în stare de ebrietate la volan și acest șofer, care a încurcat cifrele de pe ecranul aparatului. Ce tu arătat? Ce tu arătat? 06 sau 061. Unii conducători auto au devenit agresivi când au fost trași pe dreapta. Acest șofer l-a îmbrâncit pe polițistul care urma să-l testeze. În cele trei zile cât a durat campania Tulburel, peste 40 de șoferi au fost prinși beți la volan, cei mai mulți în stare avansată de ebrietate. Potrivit oamenilor legii, toți au rămas fără permis de conducere, însă instanța de judecată va decide dacă le va fi restituit sau vor fi privați de dreptul de a conduce pentru o anumită perioadă de timp. De la începutul acestui an, peste 4.000 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate la volan. Din cauza irresponsabilității lor s-au produs peste 80 de accidente, în care 12 oameni au murit, iar aproape 100 au fost răniți. În orașul Durlești, unde de mai bine de un an localnicii se plâng că nu au transport ca să ajungă în Chișinău, circulă de astăzi două rute locale. Itinerarul și prețul pentru călătorie îi nemulțumesc pe călători. Nu prea pentru 5 lei să te duci până acolo, nu e normal. Dacă să mă duc, maxim că până la piață cu 5 lei. Oamenii se plâng că microbuzele circulă rar și nu ajung până la periferia orașului. Cum răspund autoritățile locale, aflați la știri. Facebook, Instagram și WhatsApp au picat în această seară în toată lumea. Utilizatorii au raportat probleme atunci când au încercat să-și acceseze conturile, iar reprezentanții celor trei platforme au confirmat pe Twitter că există probleme și că lucrează la ele. Deocamdată nu este clar câte persoane și ce țări sunt afectate, dar primele informații par să sugereze că este vorba de o cădere majoră la nivel global. Aceasta vine după ce o altă cădere de scurtă durată a Facebook a avut loc vinerea trecută. Mai multe informații despre acest subiect citiți pe site-ul tv.md. Fără imunitate, dar cu pașaport diplomatic. Mai mulți foști deputați nu au restituit actul, deși conform legii sunt obligați să o facă. Întrebați de ce îl țin la ei, unii au spus că îl vor păstra ca amintire. Alții că au uitat de document și că în zilele următoare îl vor duce la Parlament. În lista publicată astăzi de Parlament apar 44 de foști parlamentari, cei mai mulți sunt din PSRM, 17 la număr, fiind urmați de 10 foști deputați democrați, 8 independenți, 5 de la Platforma DA și 4 de la Pro-Moldova. Întrebat de ce nu a restituit pașaportul diplomatic, Octavian Țăcu ne-a spus că nici nu intenționează să o facă. Am fost în cadou. Eu sunt istoric și îmi place să fac colecții de documente istorice. Iar Grigore Repeșciuc și Eleonora Graur, care la fel figurează în lista publicată de legislativ, ne-au spus că au rămas recent fără pașapoartele diplomatice, în timp ce încercau să treacă frontiera. La Vama, două săptămâni în urmă, am fost oprit și au fost ridicat, documentat frumos, fără nicio problemă. Fostul deputat PPDA, Alexandru Slusar, ne-a spus că a încercat anterior să ducă actul înapoi. Eu când am venit, prima dată să-mi toc, mi s-a spus că încă de vreme și nu este listă, nu este grabă. Acum am simțit, cred că dacă deja a apărut document, nu l-am folosit niciodată, apropo. Sergiu Sârbu și alți câțiva foști aleși ai poporului s-au arătat surprinși de faptul că figurează în lista Parlamentului. Eu l-am transmis la asistent care de mult trebuia să-l predea. Eu voi verifica, cu siguranță vă asigur. Poate mi-s că l-am întors. Ceva nu este corect. Toate pașapoartele care le-am avut, le-am întors tot timpul la timp. Sincer, nu am avut drum pe la Parlament. Păi, efectiv, am uitat de acest lucru. O să-l întorc chiar săptămâna aceasta. Purtătorul de cuvânt al Parlamentului, Svetlana Rudenko, ne-a spus că aceste pașapoarte nu mai sunt valabile, întrucât au fost radiate din evidența actelor aflate în circuit. Potrivit legii, cei care dețin ilegal pașapoarte diplomatice pot fi sancționați cu amendă de până la 3.000 de lei. A început înregistrarea candidaților pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Primul s-a înscris în listă reprezentantul PAS, Boris Marcoci, în timp ce Arina Spătaru și Nicolae Grigorișin, care vor să candideze independent, urmează abia să colecteze semnături. Cel de-al patrulea candidat, care este din partea BEX, are toate actele pregătite, dar așteaptă ca cei din conducerea blocului să-i dea undă verde pentru a le depune. Pentru așa o înregistrare,
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Boris Marcoș, este primul care s-a înregistrat la CEC în lupta pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Acesta a venit să depună actele însoțit de colegii săi de partid și a făcut acolo mai multe promisiuni electorale. La baza noastră avem trei puncte, cele care trebuiesc pentru municipiul Bălți. Acestea sunt reparația drumurilor, un apeduct care să-l avem noi în municipiul Bălți, care nu este până în ziua de astăzi 100%, un sistem de canalizare. Deputata Platformei Demnitate și Adevăr, Arina Spătaru, care candidează independent și a înregistrat astăzi abia grupul de inițiativă și urmează să colecteze cel puțin 5250 de semnături în susținerea candidaturii sale. Doar un primar neafiliat politic va putea deschide ușor ușile cabinetelor guvernului, ministerilor, agențiilor de stat și investitorilor. Doar un primar neafiliat politic poate aduna în jurul lui asociații de locatari, mediul de afaceri, asociațiile obștești, comunitățile etnice. Să candideze independent a decis și actualul viceprimar din partea partidului nostru, Nicolae Grigorișin. Acesta la fel trebuie să colecteze peste 5.000 de semnături. Și a anunțat candidatura, dar nu s-a înscris încă și candidatul Blocului Socialiștilor și Comuniștilor, Alexander Nesterovski. Acesta s-a lăudat că a adunat tocmai 10.000 de semnături și afirmă că se va înregistra oficial în cursa electorală când va primi undă verde de la superiorii săi de la Chișinău. Una silnă comandă economistov, juristov, культурологов, то есть мы готовы работать командой. Не один человек. Один человек, к сожалению, ничего не представляет. Представляет команда. Alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului Bălți vor avea loc pe 21 noiembrie. La începutul lunii septembrie, Renato Usatăi și-a dat demisia din funcția de primar după ce blocul său electoral nu a acumulat suficiente voturi pentru a accede în Parlament. Au fost prezentate rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor pentru adunarea populară din Găgăuzia. În urma scrutinului de ieri au fost aleși 17 deputați, cei mai mulți dintre ei independenți. În total, adunarea populară este compusă din 35 de deputați, care au un mandat de 4 ani. În 11 circumscripții electorale a fost organizat turul 2 al alegerilor, asta pentru că cei înscriși în cursă nu au reușit să obțină majoritatea voturilor din primul tur, care a avut loc acum 2 săptămâni. Așadar, rezultatele preliminare îi arată învingător pe 9 candidați independenți și 2 deputați desemnați de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. În alte 6 circumscripții au avut loc alegeri repetate, pentru că în primul tur s-a prezentat un număr foarte mic de alegători. Aici doar un singur candidat înaintat de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a obținut maximul de voturi. Așadar, rezultatele preliminare pentru adunarea populară îi arată învingător pe 28 de candidați independenți și 7 desemnați de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Mandatele deputaților aleși în adunarea populară a Găgăuzii este pentru o perioadă de 4 ani. În cursa electorală, inițial s-au înregistrat 123 de candidați, dintre care 21 desemnați de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, 2 de la Pace și 100 de candidați independenți. Socialiștii acuză PAS că nu ar vrea să voteze pentru cei 3 membri CEC propuși de opoziție. Acest blocaj de numire a candidaților noștri nu înseamnă și nu reprezintă nimic altceva decât introducerea controlului politic asupra Comisiei Electorale Centrale din partea Partidului de Guvernare PAS. Bătrâncea s-a arătat nemulțumit că vicepreședinții CEC au fost deja aleși fără participarea reprezentanților opoziției. În replică, cei de la PAS susțin că persoanele propuse de comuniști și socialiști nu au întrunit toate criteriile pentru a primi un loc în Comisia Electorală Centrală și au îndemnat pe cei din blocul PSRM-PCRM să vină cu candidați eligibili. Comisia Electorală Centrală este constituită din 9 membri, iar până acum au fost aleși 8, 5 din partea PAS și unul numit de șefa statului. În ajun de ziua profesorului, peste 70 de pedagogi și educatori din capitală au fost premiați în cadrul concursului Pedagogul Anului. Doar cei care au dat dovadă de profesionalism și dedicare au reușit să țină în mâini astăzi trofeul. Ca și anul trecut, din cauza pandemiei, decernarea premiilor pentru pedagogi și educatori s-a desfășurat în cerc restrâns. Profesoara anului cochetează cu limbile străine. Ea predă franceza și engleza la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani din capitală, iar timp de 17 ani a ghidat sute de elevi. O mândrie, o responsabilitate foarte mare. E o bucurie enormă să deschizi ușa și să vezi ochișorii elevilor care te așteaptă, să le spui ceva interesant, să
mie îmi place, e o bucurie, e o mândrie, e o... e un apogeu. Să te alegi cu un astfel de titlu într-un an pandemic este un rezultat pe măsură, ne-a spus cea care a obținut locul întâi la categoria Educatorul Anului. Sincere felicitări la mai mult și la mai mare! Înseamnă aprecierea muncii mele de mulți ani și oportunitatea de a mă dezvolta mai departe. Răsplătiți cu un premiu o dată în an pentru munca uriașă pe care o fac, dascălii ni s-au plâns pe salariile mici, care cu greu depășesc suma de 5.000 de lei. Activăm în două locuri, ne descurcăm. Am copii răbdători care suportă lipsa mea de timp pentru ei. Și elevii le-au adus un omagiu pedagogilor. Pentru ca toată lumea să învețe, pentru toată răbdarea și pentru toți nervii pierduți. Mai mulți artiști de la noi, acompaniați de orchestra sinfonică, au prezentat un recital pentru cadrele didactice prezente la eveniment. Ziua pedagogului este celebrată în fiecare an pe data de 5 octombrie. Două rute locale circulă de astăzi în orașul Durlești. Este soluția la care au recurs autoritățile pentru a rezolva problema transportului în acest oraș, după ce mai multe microbuze au fost scoase de pe ruta anul trecut. Totuși, oamenii sunt nemulțumiți de prețul la călătorie, care e de 5 lei, dar și că microbuzele circulă doar până în sectorul Buiucani. Pe ruta cu numărul 1 și cea cu numărul 2 vor circula de astăzi câte 6 microbuze. Itinerarele acestora se întind doar pe teritoriul localității, ceea ce înseamnă că locuitorii orașului nu vor putea ajunge cu aceste mijloace de transport în Chișinău. O călătorie va costa 5 lei, fapt care i-a nemulțumit pe localnici. Nu e prea pentru 5 lei să te duci până acolo, nu e normal. Dacă să mă duc, măcar să mă călpam la piață cu 5 lei, adică undeva mai... unde eu am nevoie. Hotăresc de capul lor fără lumii. Dar scoate rutierile astea într-o parte, că ele număr că n-au venit. Pui autobusele și la smarg la jumătate, la fiecare jumătate de oră. Pasagerii s-au plâns că microbuzele de pe cele două rute circulă rar. Maria Dub, spre exemplu, ne-a spus că a așteptat astăzi în stație mai bine de jumătate de oră. Aștept de când? În cât timp o să fie rutiera? Eu ce sunt de spină. Sunt oameni bătrâni care nu poate să iasă, nici magazinuri nu avem acolo. Alții însă sunt mulțumiți că au fost puse în circulație două rute noi. Eu socot că e ok, chiar și 5 lei, ca tare, dacă te uiți după toate prețurile, 5 lei un preț mai aproape de realitate. Șoferii de cealaltă parte ne-au spus că puțin localnici știu despre noile rute, așa că deocamdată duc lipsa de pasageri. Dimineața a fost multe lume, au fost... Nu. Nu se știe. Că nu se știe, da. Oamenii spuneau că la fiecare cercă, că o neînseamnă. 10 lei, 5 lei, 0, îi fac foarte puțin. Potrivit responsabililor de la primăria Durlești, transportatorii care gestionează rutele nu au acceptat să lucreze cu un preț mai mic de 5 lei per călătorie, așa că autoritățile au fost nevoiți să-l accepte. Noi am fondat rutele astea cu ideea ca pe un termen lung să acoperim toate zonele unde nu este acces la transport public, gen trolebuz, autobuz, pentru că străzile sunt un pic, deci nu... sunt potrivite pentru circulația autobuzelor sau troleibuzelor. Responsabilii de la primăria Durlești afirmă că poartă în prezent discuții cu primăria capitalei pentru ca microbuzele să ajungă până în Chișinău. Problema transportului public la Durlești a apărut anul trecut, când mai multe microbuze au fost scoase de pe rute. Astfel, localnicii de la periferia orașului nu au curse directe până la Chișinău. Rusia se pare că pierde lupta cu pandemia. Astăzi încă 900 de persoane au fost răpuse de COVID, fiind cel mai mare bilanț înregistrat până acum. În același timp, numărul de cazuri se apropie de asemenea de niveluri record. Situația devine dramatică și în România, unde medicii se ocupă de pacienți direct în ambulanță, în parcările spitalelor. Deja de o săptămână, ratele mortalității de COVID-19 în Rusia au doborât recorduri pentru întreaga pandemie. În același timp, numărul de cazuri zilnice a depășit 25.000 de persoane. Я не прививалась, как и все люди, оттягивала. И это вот, знаете, прям в один щелчок. Conform ultimelor date, mai mult de o treime din populația adultă din Rusia este complet vaccinată împotriva coronavirusului. Medicii observă că tinerii se infectează din ce în ce mai mult. Более наплевательски относится к своему здоровью.
потому что они молодые, сильные, здоровые, не вакцинируются. Numărul de înmormântări zilnice crește în toată țara. Există multe persoane tinere și aparent sănătoase printre victimele pandemiei. Если мы в месяц хоронили в среднем 120-130 человек, то сейчас хороним 200 и более. Молодые и студенты, и работающие, и сильные, и люди, которые еще вчера ходили на работу, за неделю-две сгорают, и мы вот встречаем здесь с родственниками. În România astăzi s-au înregistrat peste 8.000 de noi cazuri de COVID-19 și 133 de decese. Din totalul de pacienți decedați, 127 erau nevaccinați. Tot mai multe spitale apelează la soluții extreme pentru a ajuta pacienții cu COVID. La Iași, medicii fac tirajul pacienților grav bolnavi direct în ambulanțe, în parcările spitalelor, până găsesc un loc liber în saloane. Iar la Craiova, în rezervele din izolatorul COVID, unde sunt câte două locuri, medicii au amplasat tărgi între paturi pentru a putea conecta la oxigen pacienții. A început decernarea premiilor Nobel. Doi cercetători americani au fost premiați astăzi în domeniul medicinii. Când vor fi anunțați laureații și în celelalte domenii, aflați în jurnal. Când vine vorba de avioane, te gândești fie că zboară pe cer, fie că stau parcate în hangarul unui aeroport. În India, însă, un avion a fost surprins sub un pod, în timp ce mașini și autobuze trec pe alături. Videoclipul care a devenit viral a stârnit multe reacții amuzante și în cele din urmă, Compania Națională de Transport a clarificat că aeronava a fost radiată, iar în timp ce era transportată, a rămas blocat sub un pod. Apar detalii despre accidentul aviatic de ieri de la Milano, în care a murit unul dintre cei mai bogați români, familia acestuia și câțiva prieteni. Tragedia s-a produs pe strada care poartă numele celei mai mari catastrofe aviatice din istoria Italiei. Anchetatorii italieni vor face echipă cu specialiști din România ca să elucideze cauzele care au dus la producerea accidentului. Omul de afaceri român Dan Petrescu, soția și băiatul lui, dar și alți cinci prieteni ai familiei și-au pierdut viața în tragicul accident aviatic petrecut ieri la Milano. Aeronava de mici dimensiuni în care se aflau s-a prăbușit peste o clădire în curs de renovare. Martorii spun că au auzit o explozie când avionul s-a prăbușit peste clădirea de două etaje care era goală. La sol nu au existat victime. Cauza dezastrului va fi stabilită de o comisie tehnică din Italia. La investigație vor participa și autoritățile din România. Sunt dei video de varie telecamere de sorveglianță care hanno ripreso anche il momento dell'impatto. Cutia neagră care ar putea oferi răspunsuri a fost deja recuperată. Avionul cu 8 oameni la bord, pilotat de omul de afaceri Dan Petrescu, a decolat de la Milano cu destinația Sardinia. La scurt timp după decolare, ceva l-a făcut pe pilot să decidă să revină pe aeroport. Este posibil ca acesta să fi pierdut controlul aeronavei din motive tehnice, ori i s-a făcut rău la manșă, spun experții. Aeronava de producție elvețiană a fost cumpărată în 2015 și îi aparținea lui Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați oameni din România cu afaceri în domeniul imobiliarelor. Ca o sinistră coincidență, numele străzii pe care a căzut aparatul de zbor este același ca și denumirea dată pentru a comemora cea mai mare tragedie aeriană civilă din istoria Italiei, tragedia Linate. Acum fix 20 de ani, în dimineața zilei de 8 octombrie, un avion al companiei Scandinavian Airlines, care transporta spre Danemarca 110 pasageri, s-a ciocnit cu un business jet cu 4 pasageri la bord. În urma coliziunii, toate cele 114 persoane au murit pe loc, plus alți 4 angajați ai companiei care administra aeroportul. Doi cercetători americani au primit astăzi premiul Nobel pentru medicină. În zilele următoare vor fi anunțați laureații și în celelalte domenii, iar vineri vom afla cine va fi deținătorul premiului Nobel pentru pace din acest an. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to David Julius and Artem Patapoutian for their discoveries of receptors for temperature
and touch. Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină deschide seria acestor distincții atribuite în fiecare an la începutul lunii octombrie. Sezonul Nobel continuă mâine cu Premiul Nobel pentru fizică, Premiul Nobel pentru chimie pe 6 octombrie, Premiul Nobel pentru literatură pe 7 octombrie și Premiul pentru pace pe 8 octombrie. Un număr total de 329 de candidați au fost propuși la Premiul Nobel pentru pace 2021. Lista este secretă, dar diverse informații publice apărute până acum relevă că printre propuneri se numără Organizația Mondială a Sănătății, fostul președinte american Donald Trump, activista pentru mediu Greta Thunberg, opozantul rus Alexei Navalny sau mișcarea Black Lives Matter. În acest an, pentru înmânarea premiilor Nobel, va fi organizată Săptămâna Nobel 2021, între 6 și 12 decembrie la Stockholm și Oslo. Multe dintre evenimente vor putea fi urmărite online. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În profunzime cu Lorena Bogza. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!